Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și pentru astăzi am pregătit Judecata Vulpii, autor Petre Ispirescu. Un om, odată, mergea la treaba lui prin niște munți. Alăturea drumului aude un glas milogindu-se și grăind: „Fă-ți milă și pomană, creștine, și mă scapă de la pieire!" „Cine ești tu și unde te afli?" „Ia aici, aici, în văgăuna asta! Fă bine, așa să trăiești, și dă la o parte piatra de deasupra!" Omul caută în dreapta, caută în stânga și dă de văgăună, deasupra căreia era un pietroi mare. „Ce să vezi, dumneata? Acolo era culcușul unui balaur. Pe când se afla încolăcit și dormea, iată că un colț de piatră groaznic de mare se desface din munte și, prăvălindu-se la vale, cade drept peste văgăuna balaurului și îl închide acolo. Șarpele zvâc în sus, zvâc în jos, ca să iasă. Aș, unde era pomana aia? Piatra mare astupa intrarea văgăunei, de nu rămăsese loc deschis nici cât să bagi degetul. Se zvârcolea balaurul în gheara morții de foame, de sete și de osteneală, și ca să scape de acolo era peste poate. Rugăciunile șarpelui înmuie inima omului și acesta, înduioșat de nenorocirea bietului șarpe, se pune de caut o pârghie, se luptă cu bolovanul de piatră și încet, încet îl dete nițel la o parte de deasupra văgăunei, atât cât putu șarpele să iasă. „Bogda proste, că mai văzui odată lumina soarelui, mai pot să răsuflu și eu în voie!" zise balaurul. „Gătește-te acum, omule, că am să te mănânc! Nu mai pot, uite, de foame, sunt lihnit de la inimă!" „Ce stai tu de vorbești, balaure? D-apoi, eu ți-am făcut bine, asta să-mi fie oare răsplata?" „Bine, nebine, nu voi să știu, răsplătire la noi nu scrie!" Și deodată se încovrigă împrejurul omului și-l coprinse, de acesta nu se mai putea mișca din loc. „Stai, frate!" mai zise omul. „Astfel ți-e dreptatea? Eu nu mă cunosc vinovat cu nimic. Să mergem la judecată!" „Să mergem dacă vrei judecată, dar eu îți spui că o să pierzi. Totuși, ca să nu poți a te plânge că te-am mâncat pe nedrept, haide-mi și la judecată. Nu mai grăbește pașii, că mi-e foame de tot!" Și mai slăbind pe om din chinci, acesta apucă pe câmp cu pași grăbiți și tremurând de frică. În calea lor întâlnesc un bou păscând și se îndreptară către dânsul. „Boule!" prinse omul a zice. „Iacă, iacă, iacă, din ce-am scăpat pe șarpele ăsta și iacă, 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 ce umblă el să-mi facă! Cu dreptul e?" „Dai prea cu dreptul!" răspunse boul. „Ascultă, eu slujesc pe om de când eram vițel. Nu fu destul că-mi lua laptele când eram mic, de răbdam de foame, căci n-aveam ce suge. Nu e destul că după ce m-am mărit, trăiam mai mult cu zilele, fără să-mi dea nutreț de ajuns, iar eu trăgeam la plug, la car și la toate poverile la care mă punea el, fără să cârtesc. Acum, cică, am îmbătrânit, mă lasă pe câmp să mă hrănesc, ca să mă mai îngraș nițel, și apoi să mă vânză la măcelar. Așa este dreptatea omului." „Auzi, omule?" întrebă balaurul. „Auzi," răspunse omul, „dar să știi că eu nu sunt mulțumit de judecata boului. Să mergem și la altul." „Poți tu să mergi la cât vei pofti. Eu una știu, că mi-e foame. Însă
ca să nu mai aibi cuvânt de pricinuire, haide, fie, să-mi fac pomană cu tine, să mergem și la alt judecător. Omul, cu inima cât un purice de frică, o ia înainte pe drum și, întâlnind un cal într-o livede, îi zise și lui: Calule, iată ce-am făcut balaurului acestuia și iată cum vrea să-mi răsplătească. Cu dreptul e? Da, da, cu tot dreptul, răspunse calul. Dar tu, omule, cum faci dreptate pe pământ? Nu care cumva oare te socotești a fi mai breaz? Noi slujim la stăpânul nostru din tată în fiu. Când eram mic, copiii lui se jucau cu mine și îi purtam în spinare. După ce m-am mărit, din câte primejdii nu i-am scăpat și cât am mai muncit amărâtul de mine. Mai de multe ori, flămând decât sătul, ajunsesem într-un rând să zac pe coaste de foame și de neîngrijire. Acum mă găsește că prea sunt bătrân. Mi-a dat drumul să pasc în voie, până să-și găsească timp să-mi dea cu parul în cap, să mă omoare ca să-mi ia pielea. Astfel este răsplata omenească pe pământ. Auzi tu, omule? Zise balaurul. Auzi, răspunse omul. Și cu toate astea, eu nu sunt mulțumit de judecată. Să mergem și la al treilea să ne judecăm. Ascultă-mi și asta rugăciune să te ție Dumnezeu. Ei, apoi te-ai prea trecut. Multe ai voi dumneata. Și deși îmi vine leșin de foame, iată mă înduplec și de asta dată. Numai și numai să nu-ți mai rămâie niciun cuvânt de bârfeală și să-ți tacă fleanca. Haide-mi și la al treilea judecător. Mai mergând ei ce mai merse, întâlnirea o vulpe. Vulpe, începe omul a zice, iată ce bine am făcut eu balaurului acestuia și iată ce rău va să-mi facă el mie. Cu dreptul e, judecă tu. Ce ai zis? Ce ai zis? Întrebă vulpea. Omul îi mai spuse încă o dată focul ce-l ardea. Ca să judec, trebuie să merg la fața locului, să văz eu cu ochii mei și să auz cu urechile mele. Altfel, nu știu să judec. Se învoiră și plecară câte trei la fața locului. Și ajungând aici, începu omul să spuie și retenia pricinei. Iacă, aici în văgăuna asta ședea balaurul încolocit. Și pietroiul ăsta năprasnicul, căzând din munte, îi astupă ieșirea. Trecând eu pe aici, șarpele se rugă să-l scap de pieire. Eu, prostul, vrui să-i fac bine? Mă luptai, dădui bolovanul nițel la o parte și-i făcui loc să iasă. El, dacă ieși, mă coprinse, cum îl vezi, încolăcindu-se peste mădularele mele și voiește să mă mănânce. Așa este, balaure? Așa, da, fiindcă astfel cere dreptatea. Vulpea se gândi nițel și răspunse: Măi, frate, deslușiți-mă bine, că eu nu pricep așa advocățește. Spune, omule, și retenia din capul locului și arată-mi și cu mâna. Omul început din nou să spuie și cu gura să arate și cu mâna. Iată, în văgăuna asta de aici, pe care o vezi cu ochii, sta șarpele încolăcit și a stupat acolo de pietroiul ăla, mă. În văgăuna asta ziseși? Întrerupse vulpea. Ce smintit ești, mă! Nu se poate una ca asta! Spune drept, omule! Drept spui!
Așa este, Balaure? Tocmai precum spune omul. Fie, că mie nu-mi vine să crezi că poate să încapă o așa namilă de trup într-o văgăună atât de micuță. Trebuie să văz cu ochii mei ca să crezi. Șarpele vrut să încredințeze pe vulpe. Se descovrigă de pe om, se trăște, se strecoară în văgăună încet, încet, încolăcindu-se ca să încapă. În vremea asta, vulpea face un semn cu ochiul omului. Acesta o pricepe. Și tocmai când balaurul zicea vulpei: Acum vezi? Văz! Ei, crezi? Crezi! Judecă după dreptate! După dreptate judec! Omul puse umărul, se opinti cu deznădăjduire, dete piatra la loc și clapc, acoperi văgăuna din nou. Vulpea zice: Așa cere dreptatea! Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Vă îmbrățișez, dragi copii, și vă aștept data viitoare. Nu uitați, fiți cuminți și ascultați-i pe părinți.